Aș vrea să deschidem la un verset din Cartea Efeseni, capitolul 4. Să nu dați prilej diavolului. Este o poruncă foarte simplă. Să nu dăm nici un prilej diavolului. Este scris în contextul versetului 26, care vorbește despre mânie. Spune aici să rezolvi problema mâniei până la apusul soarelui. Apusul era momentul în care oamenii mergeau la culcare, pentru că în acele zile nu era curent electric. Deci dacă nu lași mânia înainte de a merge în pat, potrivit cu versetul acesta, tu îi dai prilej sau acces diavolului. Și dacă continui să faci aceasta, el va avea tot mai mult acces în viața ta. Motivul pentru care multe relații dintre soț și soție sunt afectate și ei nu sunt divorțați, trăiesc în aceeași casă, dar există o tensiune între ei. Este fără îndoială din cauza diavolului. Dar cum a ajuns diavolul să aibă acces într-o astfel de casă? Pentru că ei i-au dat acces sau prilej diavolului. Trebuie să înțelegem foarte clar că Satan a fost odată pentru totdeauna biruit pe crucea Calvarului. Și mai trebuie să înțelegem ceva despre Satan. Despre originea lui, cum atacă el și cum a fost biruit. Deci, pentru toți cei care nu știți aceste lucruri, Vreau să vă dau o învățătură elementară pentru asta, ca să înțelegeți. Și pentru voi care sunteți experți în această învățătură, pentru voi va fi o reîmprospătare a cunoștințelor voastre. Primul lucru pe care trebuie să știți despre cum puteți da prilej diavolului în viața sau în casa voastră, deși Dumnezeu ne spune să nu-i dăm prilej, adică să nu dăm diavolului nici o oportunitate, sunt multe lucruri menționate aici în Efeseni, capitolul 4. Unul este mânia. Apoi, furatul banilor, versetul 28. Lucrează ca să faci bani și nu fura. Nu lua banii cuiva. Noi oamenii nu prea înțelegem asta. Isus n-a dorit banii altcuiva. Și nici n-a cerut bani la nimeni. Recent am trimis o circulară la toți prezbiterii bisericilor noastre, în care le-am scris despre acest obicei din America de a scrie dorințe la căsătorii sau la petrecerea de naștere a unui copil. Uneori ne complacem în obiceiuri practicate de mulți oameni fără să gândim. Și mai ales că suntem creștini, noi trebuie să ne gândim la tot ceea ce facem și să ne întrebăm, Iisus ar face așa ceva? Deci vă întreb, credeți că Iisus ar trimite o listă sau un registru la oameni spunându-le, săptămâna viitoare este ziua mea de naștere. Aici aveți o listă cu lucrurile pe care mi-aș dori să le primesc. Sper ca unii din voi să mi le faceți cadou câteva măcar din lucrurile mai importante. Lucrul acesta îl face și un cercetor care stă pe stradă. De fapt, el este mai bun, căci el doar zice, te rog, dăm ceva. Dar cei care trimit dorințe scriu acolo, eu vreau asta și asta și cealaltă. Și mă mir că creștinii nu au nicio lumină asupra acestui lucru. Cum să le ceri la oameni așa ceva? Iisus nu a cerut nimănui nimic. El știa că Tatăl Ceresc îi dă ceea ce are nevoie. Eu am trăit așa timp de 57 de ani. M-am încrezut în Domnul pentru toate lucrurile, din prima zi. Eu și soția mea am slujit Domnului și niciodată nu am trimis scrisori altora să se roage pentru noi, spunându-ne nevoile noastre. Nu am așteptat nimic de la nimeni. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă nouă și familiile noastre până astăzi. Eu cred că mulți nu au parte de astfel de experiențe pentru că ei cer oamenilor. Fiți foarte atenți să nu dați prilej diavolului prin lăcomie. Alt prilej este prin cuvintele pe care le rostim. Versetul 29. Cuvinte stricate. Acestea sunt metode prin care dăm prilej diavolului. Așadar, mânia, versetul 26, și lăcomia. Lucrează cu mâinile tale, spune în versetul 28. De ce vrei să ai lucrurile altuia? Apoi, versetul 29, dăm prilej diavolului prin cuvintele rele folosite, mai ales acasă, prin cuvintele folosite între soț și soție. Toate aceste lucruri îl întristează pe Duhul Sfânt. Alte moduri prin care putem da prilej diavolului este amărăciunea. Amărăciune împotriva cuiva. Când nu spui nimic, dar ținând asta în inima ta, îi dai prilej diavolului. Și odată ce intră în inima ta, va intra și în casa ta. Îți trebuie doar puțină amărăciune în inima ta împotriva cuiva care ți-a făcut ceva rău. Uneori soții sau soțiile pot avea o astfel de amărăciune. Ei nu spun nimic și cred că sunt foarte duhovnicești, pentru că își pot controla limbile. Dar aici în versetul 31 vorbește despre amărăciune care nu este exprimată în cuvinte. Ea poate fi doar în inimă. Poate la locul de muncă ți-a făcut cineva ceva sau o rudă care te-a rănit sau te-a înșelat sau ceva asemănător. Toată amărăciunea trebuie să dispare complet de la tine. Și orice fel de răutate, spune în versetul 31. Să vorbești despre tot felul de lucruri care nu te privesc. Și de multe ori nici nu știi tot adevărul. Dar vorbești ca și cum mai cunoaște bine cum stau lucrurile. Toate aceste lucruri dau acces sau prilej diavolului, așa cum spune în versetul 27. Deci trebuie să ne întrebăm pe noi înșine dacă nu cumva pentru problemele cu care ne confruntăm în viață, noi înșine suntem de vină. Pentru că am dat prilej diavolului. Și odată ce satan intră, el îți va ataca copiii. Și alte lucruri. Căsnicia ta și multe alte lucruri din viața ta. Dacă știm că el a fost biruit odată pentru totdeauna la cruce, atunci să nu-i mai dăm absolut niciun prilej. Eu am decis cu mult timp în urmă că diavolul nu va avea niciun loc în viața mea. Nici în gândurile mele, nici în cuvintele mele, nici în casa mea și nu va avea loc nici în finanțele mele. Mai degrabă trăiesc cu mai puțin decât să am ceva ce nu am câștigat cu dreptate sau am primit prin cerșit, chiar și indirect. Eu vreau doar să mă încred în Tatăl meu ceresc. Acestea sunt domenii mici. Fiți foarte atenți ca să nu vă asemănați cu lumea, să nu faceți după obiceiurile care se fac în țările voastre. Poate chiar creștinile fac, dar voi sunteți ucenici ai lui Isus. Și nu trebuie să faceți aceste lucruri. Deci mai întâi să privim cum a devenit diavolul Satan. Să începem cu asta. Ezechiel, capitolul 28. Unii știți deja asta. Dacă diavolul nu are niciun loc în viața voastră, asta este minunat. Dar este bine ca să auziți și voi din nou aceste lucruri. Nu știu de ce mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc astăzi despre aceste lucruri. Nu am plănuit asta dinainte. Dar trebuie să fie vreun motiv. Ezechiel 28 ne spune că înainte ca Adam să fie în Eden, Lucifer, conducătorul îngerilor, era acolo. Nu știm care este exact numele lui. Îi se spune Lucifer, dar nu i se dă numele. Numele original al lui Satan nu scrie nicăieri în Biblie. Lucifer înseamnă steaua de dimineață, ceva din latină poate. Nu știu exact de unde a venit numele acesta, dar știm că era conducătorul îngerilor. Și spune aici în Ezechiel 28, versetul 12, Fiul omului, fă un cântec deja asupra împăratului Tirului. În versetul 2 se menționează despre un prinț sau voievod al tirului, care era un conducător pământesc. Dar în spatele acestui conducător omenesc, versetul 12, era un împărat și acest împărat era diavolul. Și acum lui îi vorbește și îi spune, tu ai fost perfect, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Deci nu era vorba de un om. Versetul 13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Versetul 14. Și erai nu un om, ci un heruvim ocrotitor. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 15. Erai fără prihană, fără vină, din ziua în care ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Și această nelegiuire a fost mândria. Ți s-a îngânfat inima, versetul 17, din cauza frumuseții și înțelepciunii tale. Câți oameni de atunci nu au devenit mândri de frumusețea lor fizică, de frumusețea lor spirituală, sau își imaginează că sunt foarte duhovnicești, sau mândri de cunoștințele pe care le au. Acestea sunt lucrurile de care s-a mândrit căpetenia îngerilor la început. Eu sunt așa de frumos, sunt mai bun ca ceilalți, sunt mai isteț ca ceilalți. Nu-ți vin și ție astfel de gânduri? Atunci te rog, amintește-ți cine le-a avut mai întâi. Și când aceste gânduri au venit la el, în loc să le respingă această căpetenie a îngerilor, le-a păstrat și astfel s-a stricat. Versetul 17 zice că ți-ai stricat înțelepciunea și Dumnezeu l-a aruncat pe pământ. Să deschidem la un alt pasaj din Isaia 14. Dacă știi ce l-a făcut pe diavolul diavol, vei înțelege cum să nu-i dai prilej deloc. Isaia 14, versetul 12. Spune, cum ai căzut din cer luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cred că de aici vine cuvântul Lucifer. Nu știu sigur. Dar în Isaia 14, versetul 13 spune, Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai sus de stelele lui Dumnezeu. Să facem aici o pauză. Este foarte interesant să vedem aici un lucru. Capetenia îngerilor, care deja era conducător peste tot, nu a fost mulțumit cu poziția lui. Ori de câte ori ești nemulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, fie că este vorba de înfățișarea feței tale, a fizicului tău, și crezi că ești prea slab sau prea gras, prea urât, prea negru, tot felul de lucruri cu care suntem nemulțumiți, aduți aminte că acestea au început la conducătorul îngerilor. El a fost acela care nu a fost mulțumit cu modul în care Dumnezeu l-a făcut, deși era așa de perfect. Dacă permiți acestui gând să vină în mintea ta, atunci îi dai prilej sau îi faci locul lui Satan. Deci el vroia cumva să se înalțe și să ajungă în locul lui Dumnezeu. Poate să schimbe el ceva lucruri, să aibă putere asupra unor lucruri. Și imediat ce i-a venit acest gând în inimă, a adunat și pe alți îngeri care aveau o răzvrătire asemănătoare împotriva lui Dumnezeu. Dar toți au fost alungați și așa el a devenit diavol și toți cei ce l-au urmat au devenit demoni, care îi necăjesc astăzi pe oameni. Așa a venit răul în lume, cu mult timp, poate milioane și milioane de ani înainte ca să fie Adam creat. Deci, ține minte asta. Așa a venit răul, nu în grădina Eden. Originea răului a fost într-o lume perfectă, unde totul era perfect. Și acolo cineva a avut mândrie în inima lui, dorind să fie mai sus ca toți. Asta vedem azi și în biserici. Un frate vrea să arate că este mai bun ca alt frate, un prezbiter vrea să arate că e mai bun ca alt prezbiter și toate aceste dorințe de a fi mai bun și de a arăta că ești mai bun ca alții și de a stăpâni peste alții, le vedem și în biserică. Acesta este diavolul. Așa intră el în biserică. Prin dorința de a împinge pe alții în jos pentru a te ridica tu mai sus. Și vedem asta și la creștini. Deci așa a devenit acest înger diavol, din dorința de a fi tot mai sus și în cele din urmă Dumnezeu l-a dat jos. Pentru că este o lege a lui Dumnezeu care este încă valabilă. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Citim asta în 1 Petru, capitolul 5 cu 5. Dumnezeu stă împotriva celor mândri și a început de aici. Imediat ce a început să se ridice și a adunat și alți îngeri cu el, Dumnezeu l-a împins jos pe Satan și a devenit diavol, și cei ce l-au urmat au devenit demon. Acum sunt așa pentru veșnicie, sau nenorocit pentru veșnicie. Aceasta este o avertizare pentru noi. Acesta este diavolul despre care Duhul Sfânt spune în Efeseni 4 să nu îi facem loc acestui Duh. Acestei dorințe de a te ridica ca să arăți că ești mai bun ca alți credincioși din biserică, sau să te mândrești atunci când Dumnezeu îngăduie să slujești într-un fel și toți te apreciază, și tu te umfli de mândrie. Poate vine asta și la un predicator, după ce predică o predică bună. Diavolul îl așteaptă să se mândrească. Noi trebuie să fim tot timpul în alertă. Sper că acest cuvânt să-l țineți minte pentru totdeauna. Să nu dați prilej sau acces diavolului. Sunt multe căi prin care el vine. Am văzut în Efeseni 4 că este scris în legătură cu mânia. Eu cred că este o legătură apropiată între mânie și mândrie. Mândria ne face mânioși. Ești mânios că cineva ți-a făcut viața un pic mai grea. Asta te poate face mânios. O persoană îți poate face viața un pic mai dificilă prin ceva ce a făcut sau nu a făcut. Și dacă tu ești persoana cea importantă și nu poți face ceea ce vrei să faci din cauza unei persoane, te mâni. Și prin asta îi dai prilej sau acces diavolului. Asta spune aici. Deci, așa a venit răul în lume, cu mult înainte să fi păcătuit Adam. Cineva a vrut să se înalțe mai presus de alții, fără să se teamă de ceva. Dar cum a venit mântuirea, salvarea? Să repare ceva ce e greșit, precum mândria, Dumnezeu a trebuit să facă opusul. De aceea, Isus a trebuit să vină jos. Îngerul a vrut să urce sus, să devină Dumnezeu, dar a devenit diavol. Și pentru a-l elibera pe om de prinzătoarea lui Satan, Isus a trebuit să vină în direcția opusă. Isus a venit jos, deși era Dumnezeu. A venit jos, mai prejos decât orice om, și a fost ca un criminal pe cruce, deși nu a fost un criminal. Așa a venit mântuirea. Aș vrea să vă spun că aceste două duhuri, cel de înălțare și cel de coborâre, lucrează tot timpul astăzi în lume. Cu siguranță lucrează în lumea laică, dar, din păcate, lucrează și în creștinism, și în cele mai bune biserici, în familii creștine, unde unul vrea să arate că el e mai bun și altul se coboară. Dacă îl urmezi pe Isus, totdeauna te vei coborâ. Te vei coborâ. Dacă vezi că vreodată tin să te ridici ca să arăți că ești mai bun ca cineva, te rog recunoaște ce Duh îți șoptește la ureche și ce Duh te mână să arăți că tu ești mai bun ca alții. Sau că căsătoria ta e mai bună decât altora sau că tu ți-ai crescut copiii mai bine ca alții. Sunt multe căi prin care diavolul vrea să-ți injecteze puțină mândrie în tine. Dacă deschidem la Apocalipsa 12, citim aici despre modul cum Satan lucrează în mijlocul Bisericii. Cum lucrează el în mijlocul Bisericii? În mijlocul credincioșilor. În Apocalipsa 12, versetul 9, Satan este numit Înșelătorul Lumii Întregi. Ce titlu i s-a dat? Înșelătorul Lumii Întregi. Și aici sunt incluși și creștinii. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă mintea ta nu este îmbibată cu cuvântul lui Dumnezeu, pot să spun că ești un prim candidat pentru înșelăciunea lui Satan. Dacă citești Biblia ocazional, doar ca să-ți liniștești conștiința că ai citit azi din Biblie, ești candidatul numărul 1 ca să fii înșelat de diavol. Este doar o carte în toată lumea care să-ți arate modul de lucru al lui Satan. Și tu ai nevoie de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu. Eu am început să studiez Biblia acum 64 de ani, într-un mod profund. Și cu ajutorul Duhului Sfânt, am văzut multe căi prin care Satan vrea să mă prindă și să mă îndepărteze de pe cale. O face foarte subtil. Diavolul nu este prost, este foarte isteț. În versetul 9 zice că înșeală întreaga lume. Este un înșelător. Și în legătură cu aceasta vreau să vă arăt un verset din Ioan capitolul 8. Și apoi mă întorc la Apocalipsa. În Ioan capitolul 8, Isus spune ceva despre diavol. În versetul 44 spune: Voi aveți ca tată pe diavolul. El este un ucigaș. Nu este adevăr în el. Și ultima parte a versetului este un mincinos, tatăl mincinoșilor. Aceasta este o altă caracteristică a lui Satan. El este un mincinos. Este mândru. Și asta este o caracteristică a lui Satan. El face orice ca să te înalți, ca să te ridici peste ceilalți. Este un înșelător și legat de asta este și un mincinos. Din cauza asta trebuie să fim foarte atenți ca să nu se găsească niciodată minciună în gura noastră și să nu trăim în minciună. Un fățarnic este o persoană care trăiește în minciună. De aceea este așa de serioasă fățărnicia. De aceea Iisus a spus fariseilor, fățarnicilor, cum veți scăpa de judecata iadului? Pentru că voi aveți acea o travă a lui Satan în voi, prefăcându-vă că sunteți ceva ce nu sunteți. Așa este un fățarnic. Apropo, fățarnic sau ipocrit nu este un cuvânt englezesc, ci este un cuvânt importat în engleză dintr-o altă limbă, Ipocrit este un cuvânt grecesc, care l-am importat și noi cu mulți ani în urmă. Dar însemnătatea cuvântului ipocrit sau fățarnic, de acum 2000 de ani în greacă, însemna actor. Deci dacă mergeai la Roma sau în Grecia și îi întrebai pe oameni unde sunt ipocriții sau fățarnicii, ți se răspundea că sunt la teatru, unde joacă piese de teatru. Acolo erau fățarnicii. Dar astăzi, ei sunt în biserică. Oameni care joacă teatru, care se prefac. De exemplu, gândiți-vă la cântările pe care le cântăm. Eu m-am simțit mustrat de acest lucru. Când eram mai tânăr, cântam multe cântări fără să mă gândesc la ce cânt. Așa de multe minciuni se spun. Isus a spus că diavolul este un mincinos. Și dacă se găsește minciună în mine, îi dau în mod inconștient mână liberă sau prilej diavolului ca să mă influențeze în diferite feluri. De aceea am învățat să fiu foarte atent atunci când cânt. Îmi amintesc că, cu mai mulți ani în urmă, Dumnezeu mi-a dat lumină cu privire la acest lucru. Eram în timpul serviciului de biserică în Bangalore, cu mulți, mulți ani în urmă. Cineva conducea cântările și eu eram acolo. Și pe vremea aceea aveam cărți de cântări. Și am deschis la un anumit număr al unei cântări. Și am cântat toată cântarea. Și apoi s-a trecut la altă cântare. Pe atunci nu aveam proiectoare pentru cântări. Am deschis la următoarea cântare. Și deodată mi-am dat seama că nu îmi aminteam ce am cântat Domnului cu câteva minute în urmă. Am fost așa de obișnuit cu acea cântare, că nici n-a trebuit să mă uit în carte ca să o cânt. O știam pe de rost. Și am cântat-o, fără să mă gândesc că eu cânt Domnului și că Isus este acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Și am zis, Doamne, îmi pare rău, tu ești aici în mijlocul adunării și eu am cântat ceva, fără să mă gândesc la ce spun. Îmi pare foarte rău, te rog să mă ierți. Și în timp ce ceilalți cântau a doua cântare. Eu am deschis cartea la cântare dinainte, pe care deja o terminasem de cântat, și m-am uitat la cuvintele ei și am zis, Doamne, vreau să mai spun odată aceste cuvinte pe care le-am rostit mai înainte, fără să le spun din inimă. Și acum vreau să-ți le spun din toată inima mea. Tu ai făcut vreodată asta? Ai fost vreodată mustrat de faptul că nu ești conștient de prezența lui Dumnezeu? Este ca și cum ai vorbi cu cineva, și în timp ce vorbești cu persoana din față, să te uiți în altă parte și să te concentrezi la altceva în timp ce persoana stă în fața ta. Eu simțeam că așa făceam eu cu Domnul. Domnul era prezent în adunare, și eu, fiind obișnuit cu cântarea, cântam doar așa. Îmi plăcea ritmul, fără să mă gândesc că eu vorbeam lui Isus. O, oh, Doamne, ce mare ești! De câte ori am cântat acea cântare, fără să mă gândesc că eu îi vorbesc lui Isus. Și m-am pocăit de asta. Acum îmi dau toată silința să cânt din toată inima. Nu mă mai gândesc la gamă. Mulți se gândesc să cânte pe voci, în gama care trebuie, e ok. Dar eu vreau să mă concentrez pe cuvintele care îi le spun lui Isus, care este în mijlocul Bisericii. Doamne Isuse, Mântuitorul meu, Tu ești vrednic să primești tot ce am și să primești onoarea și cinstea, totul. Încercați să faceți și voi așa, dragi frați și surori, și vă va schimba viața. Asta este închinare adevărata închinare. Cum trebuie să ne închinăm? Să deschidem împreună la Ioan, capitolul 4. Amintiți-vă că diavolul este un mincinos. Un mincinos este cineva care spune ceva ce de fapt nu ți-ar spune. Îți spune ceva, dar nu este adevărat ce spune. Și dacă cânt o cântare în biserică și eu nu vorbesc Domnului, ci doar fac un lucru din obișnuință, asta este o minciună. Ioan 4, cu 24. Iisus a spus femeii samaritence, Dumnezeu este Duh și cei care îi se închină trebuie să se închine în Duh și în adevăr. În adevăr înseamnă că ei ce vorbesc, chiar vorbesc serios, din inimă. Ați auzit asta? Noi lăudăm pe Domnul prin cântări. Dacă mergi pe YouTube, sunt așa de multe cântări frumoase, cântate de unii și de alții. Dar eu nu știu dacă 99% din ele sunt cântate din inimă Domnului. Este doar o cântare frumoasă, cu un ritm bun, pe care oamenii o ascultă și se entuziasmează. Și în unele case sunt puse cântările să meargă tot timpul. Și nu zic că este rău. Dar, frați și surori, vă rog să nu dați prilej diavolului. Asta presupune puțin efort. Pentru că nu suntem obișnuiți cu asta. De multe ori spunem minciuni, spunând lucruri fără să gândim. Haideți să avem un nou început și să ne gândim la ce spunem. Altfel, vei merge din nou la obiceiul vechi de a repeta o cântare din obișnuință. Tu trebuie să te cercetezi și să-L lași pe Duhul Sfânt să-ți amintească ceea ce ai auzit în predică astăzi. Vorbește adevărul că Isus este acolo unde sunt doi sau trei adunați pentru El. El este acolo la întâlnirea bisericii. Dacă El nu este acolo, atunci nici tu nu ar trebui să mergi acolo. Nu merge la o biserică în care nu este Hristos. Dar dacă mergi la o biserică unde oamenii caută să-L laude pe Hristos cu sinceritate, atunci laudă-L, căci Dumnezeu vrea închinare în Duh și în adevăr. Adică El vrea ca ceea ce spui, să spui din inimă. Atât. El nu cere să fie gama corectă. Vă spun cu sinceritate că este bine să cânți pe gama corectă, dar în cel privește pe Dumnezeu. Lui nu-i pasă de gama ta, ci se uită dacă cânți din toată inima. Eu nu sunt un cântăreț bun, dar vreau să fie din inimă tot ce cânt Domnului. Și cred că asta sună mai bine în cer decât dacă cânți doar în gama corectă. Este foarte, foarte important asta. Dumnezeu dorește să aibă oameni care îi se închină în adevăr. Și eu am zis: Tată ceresc, dacă tu asta cauți pe Pământ. Și dacă creștinii sunt mai atenți să cânte pe gama corectă decât din inimă, eu vreau să fiu acela care să-ți fac plăcerea de a cânta din inimă în biserică. Chiar dacă nu sunt un cântăreț bun. Și dacă nu pot cânta cum trebuie, atunci am să cânt mai încet, ca să nu îi deranjez pe ceilalți oameni. Dar am să cânt din toată inima. Și spun că Dumnezeu te va asculta și pe tine dacă cânți așa. Mai mult decât pe ceilalți care cântă pe voci, dar nu din inimă. Ați înțeles acest lucru? Sper că da. Totul se reduce la ceea ce am spus de la început. Să nu dăm prilej diavolului. El este un mincinos. Este un înșelător. Încă ceva. Să deschidem la Apocalipsa, capitolul 12. Deci, El este un înșelător al întregii lumi, așa cum am văzut în versetul 9, și asta este în legătură cu faptul că este un mincinos. Asta se aplică și la conversațiile noastre. Nu trebuie să spune oamenilor tot ceea ce știm. A spune întotdeauna adevărul nu înseamnă să spui tot ce știi oamenilor. Se poate să nu spui ceva și poți spune, îmi pare rău, dar la aceasta nu vreau să răspund. Dacă cineva mă întreabă ceva cu privire la ceva ce știu răspunsul și poate este ceva confidențial, eu prefer să nu răspund la întrebare. Și prin asta nu spun o minciună. Îmi amintesc odată în Bangalore, cineva care era secretar la un birou m-a întrebat, Frate Zac, ce să fac dacă sunt în biroul șefului și sună telefonul? Și sună telefonul și șeful îmi spune să răspund la telefon. Și dacă cineva întreabă de el, să spun că nu este acolo. Deci, fratele acesta m-a întrebat ce să facă dacă șeful îi cere să spună că nu este acolo. Căci asta este o minciună. Există o rezolvare pentru orice problemă apărută sub soare și Dumnezeu o dă celor ce îi cer înțelepciune. Și am răspuns așa. Răspunde la telefon. Și dacă este persoana care îl caută pe șef, și dacă te întreabă dacă este șeful acolo, tu pune telefonul jos, închide-l. Nu răspunde. Închide telefonul și el crede că s-a deconectat. El va suna din nou. Dar tu, între timp, îi poți spune șefului, Domnule, eu sunt creștin, te rog, nu-mi cere să spun o minciună. Te rog, cere altcuiva să răspundă la telefon, pentru că persoana respectivă va suna din nou. Și fratele a spus, frate Zac, dar am să-mi pierd locul de muncă. Mai bine să-ți pierzi locul de muncă decât să mergi în iad. Nu crezi că e mai bine așa? Ok, nu mergi în iad, căci poți fi iertat. Dar mai bine să-ți pierzi locul de muncă decât să nu fii plăcut Domnului să lăsăm iadul deoparte. Mie nu mi-e frică de iad, dar vă spun de ce mi-este frică. Spunând minciuni, mi-e frică să nu fiu plăcut mântuitorului meu care a murit pe cruce pentru mine. Eu nu vreau să nu-i fiu pe plac. Aceasta este salvarea mea. Mie nu mi-e frică de judecată. Nu mi-e frică de a merge în iad. Nu că Dumnezeu îmi va face ceva rău, dar îmi este foarte frică ca nu cumva să rănesc inima mântuitorului meu, făcând ceva ce nu-i place. Deci am spus acelui frate, dacă e să-ți pierzi locul de muncă, pierde-l. Dumnezeu îți va da alt loc de muncă mai bun. Tu ai o astfel de credință? Eu am experimentat de multe ori acest lucru pe când lucram în marină. În grija mea erau toate bărcile din baza navală din India. Aveam doar 23 de ani și eram un creștin dedicat și nouă ofițerilor, ni se permitea să folosim bărcile dacă doream să mergem la un picnic cu familia. Dar trebuia să plătești motorina pentru barcă. Dar de fiecare dată când capitanul folosea barca, lui nu aveam voie să-i trimitem factura. Chiar dacă mergea la picnic. Noi trebuia să scriem pe foaie că a mers într-un port la o examinare sau altceva, ca să nu primească nota de plată. Deci pe când eram ofițer de bord, eu mi-am zis că nu pot spune o astfel de minciună, că a mers în port la o examinare, deși el a mers la picnic. Așa că i-am trimis nota de plată. A fost pentru prima dată când capitanul a primit o notă de plată pentru că a folosit barca. Capitanul era un om prea mare ca să vină să vorbească cu mine, așa că a trimis pe secundul lui la mine. Și a spus, tu te întreabă pe locotenentul Punan de ce mi-a trimis factura. Deci comandantul secund a venit la mine și mi-a zis, de ce ai trimis capitanului o factură? Nu ți-a zis ofițerul dinainte ce să faci? Eu am zis, ba da, domnule, dar eu sunt creștin și nu pot să mint. Dar cum de-mi spune el să spun o minciună? Așa că a plecat înapoi la biroul lui și într-o jumătate de oră am fost transferat de la locul meu de muncă. Am fost dat afară din funcție și am spus, slăvit să fie Domnul. Am avut câteva experiențe minunate de felul acesta. Unii oameni nu cred că e ceva minunat, ci e ceva deranjant. Dar acele au fost zilele în care, ca tânăr de 24 de ani, am fost întărit în interiorul meu ca să stau în picioare pentru Domnul. Au fost mai multe situații de felul acesta. Apoi, într-o zi, Domnul mi-a zis, ok, ești pregătit pentru lucrarea mea. Renunță la munca ta și vino în slujba mea vreau să te folosesc. Și am zis, mulțumesc, Doamne. Acum când mă uit înapoi, spun, Doamne, mi-ai dat bucuria să te slujesc pe tine de 57 de ani. Aș fi ratat complet aceasta dacă în acele zile i-aș fi dat prilej diavolului spunând minciuni doar ca să plac omului sau doar ca să nu îmi pierd locul de muncă. Dacă aș fi mințit, mi-aș fi păstrat locul de muncă, aș fi fost promovat, aș fi făcut bani, dar aș fi ratat ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să facă cu viața mea. Eu cred că în veșnicie, când oamenii se vor uita la viața lor pământească, vor descoperi că Dumnezeu ar fi vrut să facă multe lucruri prin ei. Dar ei, pentru că au spus minciuni, sau au dat prilej diavolului, sau pentru că le-a fost frică de oameni, au fost neplăcuți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a zis, puteți rămâne creștini, dar nu vă pot chema la o slujbă mai înaltă. Nu sunteți potriviți pentru asta. Ca și în lume. Nu îi se dă unei persoane o poziție importantă până nu este testat dacă este pregătit pentru acea slujbă. Este oare posibil ca Dumnezeu să aibă un plan pentru voi, dar pe care nu-l poate duce la îndeplinire pentru că, într-un fel sau altul, ați dat prilej diavolului, făcându-i loc în viața voastră? Dacă ești părinte, ce înveți pe copiii tăi? Eu sper să-ți înveți copiii să nu dea niciun prilej diavolului în viețile lor. Îmi amintesc că atunci când copiii mei erau foarte mici, Domnul mi-a zis: Sunt două lucruri ce trebuie să-i înveți pe copiii tăi. Unu, trebuie să-i cinstească și să-i asculte pe părinți 100%. Să vorbească cu respect mamei și tatălui și oamenilor mai în vârstă și să asculte. Și doi, să nu spună niciodată vreo minciună. Atâta tot. Sunt multe lucruri pe care le spunem copiilor să le facă. Să învețe, să fie cu minți, să mănânce, etc. Dar acestea două sunt cele mai importante lucruri. Și cu acestea mi-am educat copiii încă de la început. Totdeauna să vorbească cu respect lui tati și mami și de asemenea fiecarei persoane mai în vârstă, chiar dacă este un cerșetor de pe stradă, să vorbească cu respect cu el, pentru că este mai în vârstă. Nu vorbi obraznic cu el, numai pentru că este mai jos în societate. Mulți creștini vorbesc obraznic altor oameni, care sunt din punct de vedere social mai jos. Dar aceștia nu sunt vrednici să se numească creștini. Apoi am învățat copiii să nu spună niciodată o minciună. Când erau mai mici, stăteam cu ei și îi tot întrebam, ai spus asta? Ai făcut asta? Și le ziceam, am să stau cu voi până îmi spuneți adevărul. Deci eu nu vreau ca copiii mei să dea prilej diavolului. Cuvântul din Efeseni 4 este un cuvânt puternic. Nu dați prilej diavolului. Un alt lucru din Apocalipsa 12 îl găsim în versetul 10. Acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Și în acest verset, diavolului, îi se dă o altă denumire. El este mândru, este mincinos, este înșelător, și aici este numit părâșul sau acuzatorul. Dar nu al lumii. El nu acuză lumea. Lumea e deja în mâna lui. El îi acuză pe credincioși și mai ales pe frații lui Isus Hristos. Îi acuză pe credincioși de una sau de alta. Și cât de des face asta? Ultima parte a versetului 10. Zi și noapte. Acum, cine lucrează zi și noapte este un lucrător full-time sau cu normă întreagă. Este o expresie uzuală printre creștini, să fii lucrător full-time. Adevăratul lucrător full-time este diavolul. El lucrează într-una în meseria de a acuza pe unul sau pe altul, și mai ales pe credincioși. Asta înseamnă că el se uită mereu pe tot pământul, împreună cu demonii lui, și spune, Aha, și îi acuză pe credincioși înaintea lui Dumnezeu. Spune asta în versetul 10. El zice, Doamne, vezi pe copilul acela al tău ce face? Acum spune o minciună. Vezi, Doamne, pe acel copil al tău care cântă duminica cântări? Acum el se uită la pornografie. Ce spui, Doamne, la una ca asta? Credincioși care se uită la pornografie. Ei cred că nimeni nu îi vede, pentru că ușile sunt închise. Frate, o mie de demoni sunt în spatele tău și sunt încântați că tu te uiți la pornografie. Sunt încântați și fericiți? Se râd de tine! Și spune, a, l-am prins pe acest așa numit copil al lui Dumnezeu. Îi poluez mintea și eu umplu cu murdări. Și el crede că e sfânt când merge să cânte la biserică cântări. Toți acei o mie de demoni se râd de el și se bucură. Apoi îi spune lui Dumnezeu, pe ăsta îl numești copilul tău? Vezi la ce se uită? Nu petrece așa de mult timp citind Biblia cât petrece uitându-se la gunoaiele astea. Da, el îi acuză zi și noapte. Să vă arăt opusul acestui lucru. În Evrei 7, spune în versetul 24 și 25 despre Isus, care este în ceruri și care poate mântui pe toți care vin la el. El îi poate mântui pe toți care sunt atrași la Dumnezeu prin el, pentru că el trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Deci ce face Isus 24 de ore pentru noi? Se roagă și iar se roagă. Ce face diavolul 24 de ore din 24? Acuză și iar acuză. Deci gândiți-vă la aceste două lucrări. După cum v-am mai spus, Isus totdeauna s-a smerit și diavolul totdeauna s-a mândrit. Tot așa, există două lucrări diferite. Diavolul caută totdeauna să găsească vreo greșeală la cineva. Sunt și unii credincioși așa. Au ochi foarte ascuțiți. Se uită la oameni și spune, a, ah, vezi cum e îmbrăcată sora aceea? Uite ce arogantă e. Doar să acuze. Sau, uite la cea persoană ce face. Sunt unii care merg la biserică și în loc să laude pe Dumnezeu, ei tot caută greșelile la frați și surori. Imaginează-ți să mergi la biserică ca să te uiți la toate astea. Pe de altă parte, spune că Isus trăiește totdeauna adică 24 din 24, șapte zile pe săptămână, ca să mijlocească pentru noi. Imaginează-ți că o soră sau un frate face ceva rău, împotriva conștiinței sale. Diavolul spune imediat, Doamne, uite ce face! Și Isus se roagă imediat pentru acea persoană. Tot așa cum sunt acele două lucrări, Isus care se smerește și diavolul care se mândrește, tot așa, diavolul acuză, iar Isus se roagă. În amândouă aceste domenii, eu stau între ele și mă gândesc ce să aleg. Să mă mândresc sau să mă smeresc? Să acuz sau să mă rog pentru acea persoană? Dacă ești vegheator în aceste două domenii, diavolul nu va avea niciun prilej. Nu dați prilej diavolului în viața voastră. În Scripturi ne sunt arătate multe tactici ale lui Satan. Deci, dacă ești vegheator asupra acestor lucruri, ești protejat și poți împlini o slujbă folositoare în Biserica Domnului. Pavel le scrie des bisericilor că se roagă pentru ele. El era mână în mână cu Isus Hristos. Să vă mai arăt un pasaj din Scriptură din Cartea lui Zaharia. Unii dintre voi îl știți deja. Am mai vorbit despre el, dar nu mă deranjează și dacă aș vorbi de 100 de ori despre asta. Pentru că oamenii uită. Poate unii ați mai auzit aceste lucruri de la mine mai înainte, dar poate le-ați uitat. Zaharia, capitolul 3. Aici Domnul îi dă o vedenie lui Zaharia pe când era tânăr. Și în acea vedenie l-a văzut pe Iosua, marele preot, care îl reprezintă pe orice credincios. Zaharia, capitolul 3, versetul 1. Și Satan stă la dreapta lui și l acuză. Apropo, acesta este unul din cele două, trei locuri din Vechiul Testament în care citim despre Satan. Satan nu apare foarte des în Vechiul Testament, pentru că încă nu era biruit la cruce și Dumnezeu l-a ținut departe de Israel. Dar aici este unul din lucrurile în care apare El stă la dreapta și-l acuză pe Iosua Și Domnul stă acolo pentru a-l proteja pe Iosua Domnul îi spune, Domnul să te mustre Ceea ce v-am spus de cele două lucrări Una de acuzare și cealaltă de rugăciune Deci Domnul îl mustră pe Satan și spune că Iosua este un tăciune scos din foc Din focul păcatului Ceea ce a spus diavolul a fost adevărat. Versetul 3. Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Era un păcat acolo în viața acestui credincios. Și Domnul a zis în versetul 4, luați acele haine murdare de pe el. Și a zis lui Iosua, îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine noi de sărbătoare, care reprezintă neprihănirea lui Hristos. O imagine frumoasă. Și acum urmează partea cea mai frumoasă, care m-a întărit când am citit-o prima dată și care mă încurajează și în ziua de astăzi. Versetul 5. Atunci, Zaharia, când a văzut toate acestea, el fiind imaginea credinciosului, a spus: Doamne, nu-i da numai o haină, ci să-i se pună pe cap și o mitră curată. Asta se numește lucrarea de a-l ridica pe un frate sau de a-l face glorios. Cealaltă lucrare este de a-l acuza pe fratele. Aici Domnul l-a îmbrăcat pe Iosua cu o haină curată. Și Zaharia a zis, nu numai atât, Doamne, ci înalță-l și mai mult. Pune și o mitră pe capul lui. Înalță-l. Ce frumos e să ai un duh prin care să îi înalți pe alți credincioși. Să îți dorești ca o persoană nu numai să fie spălată de păcat, ci ca Domnul să-l înalțe, să-l facă un frate minunat în biserică, o soră minunată în biserică. Îți poți imagina ce se poate întâmpla în biserica ta, acolo unde ești, dacă toți din biserică ar deveni așa. Aceasta este adevărata trezire. Și nu numai multă cântare și extaz. Trezirea este acolo unde Duhul de dragoste și iertare și de a-ți păsa de altul și de părtășie, de rugăciune ridică o persoană înaintea Domnului. Acesta este opusul acuzației. Nu da prilej diavolului. Asta se poate întâmpla și între soț și soție. Să vezi ceva la cealaltă persoană, ceva ce nu este chiar așa cum ai fost tu crescut, și chiar dacă nu-ți deschizi gura, în interior să ai un duh de acuzare. De ce face ea așa? Sau de ce face el așa? Să vă dau răspunsul. Pentru că tu nu ești ea și ea nu este tu. De aceea face lucrurile diferit. Noi am fost crescuți în moduri diferite. Și modul tău de a face lucrurile nu este unul mai duhovnicesc. Tu ai fost crescut într-un fel de părinții tăi și ea a fost crescută altfel de părinții ei. Este o diferență. Și Dumnezeu ia două persoane imperfecte și îi pune împreună prin căsătorie ca să arate lumii că doi oameni imperfecți pot fi puși împreună ca să devină perfecți. Acesta este planul lui Dumnezeu. Dacă partenerul tău de viață nu vrea să-și facă partea lui, fă-o tu pe a ta. Nu vei avea o căsnicie perfectă dacă partenerul tău nu cooperează, dar tu vei deveni o persoană perfectă. Dumnezeu nu garantează căsătorii perfecte, dar garantează că te poate face pe tine perfect. Dacă te smerești și spui, Doamne, eu am decis de astăzi să nu-i mai dau prilej diavolului în niciuna din aceste domenii. Mânie, mândrie, acuzare, a spune minciuni, în niciuna din aceste lucruri rele. Și voi birui astfel, nu prin tăcere, ci prin a face opusul acestor lucruri. Opusul mândriei este smerenia. Opusul acuzării este mijlocirea prin rugăciune. Opusul minciunii este a spune adevărul. Și mijlocul prin care poți birui acestea este să faci opusul lor. Am să fiu o persoană care are reputația de a spune adevărul, dar nu într-un fel în care alți oameni să fie răniți. Isus a spus, veți cunoaște adevărul și El vă va face cum? Slobozi, liberi. Deci trebuie să spun adevărul nu ca să acuz pe cineva, ci ca să fiu liber, căci adevărul vă va face liberi. Un adevăr care îi condamnă pe oameni nu este adevărul pe care îl proclamă Isus. Condamnarea nu este de la Duhul Sfânt, nu este de la Dumnezeu, ci să am adevărul care mă face liber. Dacă spui un adevăr care îi condamnă pe alții, ce ai rezolvat? Poate că spui adevărul, dar nu cooperezi cu Duhul Sfânt pentru că nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Isus Hristos. Noi nu suntem aici ca să aducem condamnare peste viețile altor oameni, spunând adevărul. Taci și roagă pentru ei. Este mult mai bine. Deci să fim înțelepți în aceste lucruri și să ne asigurăm că în casele noastre, copiii pot crește într-o casă în care nu este nici un loc pentru diavol. Sunt așa de trist când văd așa de mulți copii care cresc într-un mod greșit. Știi de ce cresc așa? Pentru că undeva părinții au lăsat pe diavol să intre în casele lor. Ce lucru minunat este să te asiguri că biserica în care mergi să fie ca biserica din Matei 16. Citesc aceste cuvinte și apoi închei. Matei 16 cu 18. Isus a spus, îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ai o pasiune din a întări părtășia din biserica ta, din orașul tău? Nu o biserică mare, ci una pe care diavolul nu o poate birui. Asta înseamnă să fie o biserică care nu poate fi biruită prin acuzare, sau prin minciuni, sau prin ură, mânie, amărăciune, toate aceste caracteristici rele ale satanii. Să fie eliminate. Nu trebuie să fie o biserică mare. Pot fi și numai 10 oameni. Dar este o biserică care nu o poate birui satan. Îmi amintesc că pe când aveam 25 de ani, am avut o dorință în inima mea. Și dorința aceasta este ca și cum s-ar forma un copilaș în pântecele mamei. Un embrion mic din care într-o zi se va forma un copilaș care se va naște. Când aveam 25 de ani și citeam Biblia, am zis, Doamne, eu nu vreau numai să trăiesc o viață sfântă, ci vreau să văd și o biserică locală. Aceasta a fost dorința mea ani de zile, înainte ca să se adune biserica din casa noastră în Bangalore în 1975. Tocmai am sărbătorit a 48-a aniversare în Bangalore. Dar am realizat că ne-a luat mult timp și între timp am avut câțiva Ismaeli înainte ca să se nască Isaac. Adică, sunt lucruri realizate prin efort omenesc, și care nu s-a dovedit a fi biserica aceea care să fie născută de Dumnezeu. Da, am făcut câteva greșeli și nu mi-e frică să spun că am făcut greșeli, dar am căutat sincer voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun tuturor că Dumnezeu are un plan cu viața voastră. Și dacă nu dați prilej diavolului, în mintea și gândurile voastre, chiar dacă toți din jurul vostru dau prilej diavolului, voi veți fi biruitori și veți avea influență și asupra altor oameni și influența voastră va aduce lumină în întuneric chiar și în casele voastre vegheați fiți foarte atenți pentru că spune în apocalipsa 12 versetul 17 că diavolul mâniat s-a dus să facă război cu rămășița femeii cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Aici spune că diavolul avea o mare mânie și de aceea a mers să facă război. Diavolul este mânios ori de câte ori vede biruitori. Eu vreau să fiu unul care îl mânie pe diavol. Vrei să faci și tu asta? Ți-e frică de diavol? Ți-e frică să-l mâni? Mie nu mi-este frică, pentru că el este un dușman învins. Satan a fost biruit la cruce. Și îi pot spune direct în față, vreau să te mâni prin viața mea. Că nu ai nicio putere asupra vieții mele. Nici prin minciună, nici printr-un duc de acuzație, nici prin mândrie, nimic de felul acesta. Le țin pe acestea departe de mine, pentru ca să am putere asupra lui Satan. Deci, frați și sorori, Dumnezeu să vă ajute să vă amintiți ce s-a spus astăzi și să vă facă o binecuvântare în biserica locală. Amin.